Un cartier din Cluj e invadat de ciori. Oamenii sunt terorizați pentru că păsările fac zgomot de la prima oră. Cu toate că primăria a achiziționat în urmă cu câțiva ani dispozitive ca să alunge ciorile, problema nu s-a rezolvat. Locuitorii de aici, din cartierul Gheorghen, spun că sunt deranjați de sunetul pe care îl fac ciorile dimineața și sunt treziți în fiecare zi la ora 4. Clujenii au făcut mai multe plângeri către primărie prin care le-au cerut să rezolve problema. Autoritățile au găsit mai multe soluții. Au fost în primul rând închiderea pe cât posibil a surselor de hrană, respectiv a acestor deșeuri a rampelor de deșeuri. 2. Mai există o soluție, așa zis, legală, cea prin încercarea de exterminare, prin împușcare, dar aceasta nu este posibilă decât în afara localităților și cu respectarea legii vânătorului. Și 3. Desigur, încercarea de a folosi anumite dispozitive care să le dezorienteze, să le sperie și să le îndepărteze din anumite locații. Am achiziționat 15 sisteme, cu câte două echipamente, fiecare cu ultrasunete și laser, pe care le-am amplasat în parcul Simion Bărnuțiu. Cu toate acestea, rezultatele se lasă așteptate. E plin Clujul de ciori de, nu știu, din 2002 sunt la facultate aici, de atunci e plin de ciori. Le observăm în fiecare seară cum vin. Am auzit că sunt probleme de fapt cu păsările, cel puțin în parcările subterane. S-au instalat țepi. Pe cine nu deranjează? Sunt destule, poți să le faci ceva? Nu cred. În viitorul apropiat, autoritățile plănuiesc să facă un studiu la nivelul întregului municipiu pentru a determina care sunt zonele cele mai afectate de ciori.